Cine știe, răspunde. Întrebare din geografie și istoria descoperirilor geografice. În zilele noastre, când omul, lărgindu-și orizontul geografic asupra lumii, a ajuns să treacă granițele fizice ale planetei și, pătrunzând în cosmos, să transforme pentru circumstanță în noi tere incognito, încă, planetele sistemului solar, începe tot mai mult să se vorbească de omul în univers. Luând lucrurile ad literam, se poate afirma azi că relațiile de proporție dintre planeta noastră și univers se cunosc aproape matematic. Cât de mare este Pământul în raport cu Soarele, cu galaxia și cu universul? Profesorul Marois de la Universitatea din Paris a făcut nu de mult un calcul din ale cărui cifre se poate constata raportul de mărime dintre Pământ și corpurile cerești învecinate, dintre planetă și Soare, planetă și galaxie și planetă și Univers. Iată rezultatele la care a ajuns savantul francez, care sunt bazate pe dimensiuni măsurate și verificate cu mijloacele științei moderne. Diametrul Terei măsoară 12.756 de kilometri. Distanța de la Pământ la Soare este de 12.500 de ori mai mare, fiind de circa 0,15 miliarde de kilometri. Galaxia cuprinde 100 de miliarde de stele, având un diametru de 13 miliarde de ori mai mare decât depărtarea de la Pământ la Soare, un diametru de 2 miliarde de miliarde de kilometri pe care lumina îi poate parcurge de-abia în 200 de mii de ani. Universul cunoscut este alcătuit din miliarde de galaxii, diametrul său fiind de 50 de mii de ori mai mare decât cel al galaxiei noastre, este de circa 100 de mii de miliarde de miliarde de kilometri, și ca să-l străbată, luminii ar trebui circa 10 miliarde de ani.